Asta este o pivniță, iar ăsta este Mihai legat de un scaun, cu câteva minute înainte să fie ars de viu. Pentru cine nu știe, la școală trebuie să-ți faci temele, iar Mihai aici de față putem spune că a fost foarte neascultător. Astfel, a trebuit să-l pedepsim de mai multe ori ca să învețe să asculte. L-am lipit de perete, l-am înjunghiat, l-am împușcat în cap și tot nu a ascultat. Cine e cel mai cool din clasă? Cine e cel mai popular? Așa că am fost nevoit să-i aplic pedeapsa supremă. Va scăpa el cu viață? Ei bine, nu poți să afli decât dacă stai până la final. De ce nu ți-ai făcut tema, măi, copilule? Ai uitat-o acasă, hă? Ai uitat tema acasă? Știi ce ți-ai mai uitat acasă? Capul ai uitat, aia ai uitat acasă! Și picioarele, și mâinile, și cred că ți-ai uitat tot corpul acasă! Domn profesor! N-aveți voie să le faceți la copii așa ceva, să știți! Și nici cu pușca n-aveți voie la școală! Revenind, de acum cine vine fără temă la școală, rămâne și fără picioare! Fără mâini, fără absolut nimica și fără cap, fără cap, în principiu fără cap, ca să nu mai, ca după aia să zici că nu mai ai cu ce să înveți, după aia să poți să zici că ai uitat, ți-ai uitat capul acasă și ai uitat tot, tot ai uitat, ai înțeles? Bă, ție ți se pare normal ce se întâmplă aici, frate? Uite-te ce face asta, chiar e profesorul nostru, genul ăsta care a venit nou, trebuia să vină asta sau nu trebuia? Alo? Alo, de ce vorbiți în timpul orei? N-aveți voie să vorbiți în timpul orei! Uite, ca să vezi ce se întâmplă dacă vorbești în timpul orei! De acum, vorbești numai întrebat! N-ai voie să vorbești neîntrebat! Trebuie să ridici mâna când vorbești, ai înțeles, Georgică? Există o singură regulă la orele mele. 1. Nu ai voie să vorbești neîntrebat. Singurii care au voie să vorbească neîntrebat suntem eu și Domnul nostru Iisus Hristos. Stai că sună. Uite, vezi? Vorbesc non-stop cu el. Mereu suntem în apel. Alo, da? Da, Doamne. Da, da, Domnul meu. Da, împărate. Da. Vedeți ce ați făcut? Am primit instrucțiuni clare direct de la Domnul nostru că trebuie să-l purificăm. Aoleu, Dumnezeule mare, ce? Stai! Care era regula numărul 1? Niciodată să nu vorbești neîntrebat. Iartă-mă, Doamne, n-am vrut să fac asta. Nu pot să cred că a trebuit să-l omor și pe el. Nu mă ascultă absolut nimeni când vorbesc. Ce faci acolo? Ce faci acolo? Mănânc banane. Tu de ce mănânci, bă, banana? N-ai avut timp în pauză să mănânci banana? Pauza ai să mănânci banana. În timpul orei nu se mănâncă banana. Ai, bă! Ia, dar vrei să mănânci banana? Vino să-ți dau banana. Ia de aici banana. Gură mare să-ți încapă toată banana, că n-avem timp să stăm după banana ta acum să o mâncăm, că avem oră de predat. Domn profesor, nu vă rog! Ia de aici, flăcăul meu, ia de aici! Domn profesor! Sunteți cea mai proastă clasă pe care am putut să o am vreodată, deci măcar ăia din A învață, poate sunt răi, dar învață, ăia din B măcar sunt proști, dar măcar sunt de treabă, au grijă, sunt ascultători. Dar tu, George, că îți trece prin cap mintea aia, nu gândești nimic, ai capul gol, uită-te la ăsta săracul, nu mai are cap, vă uitați capetele acasă, vai și amar de... Ce faci, te joci pe telefon în timpul orei? Bă, am vorbit degeaba tot timpul ăsta! Bă, dacă vrei să știi, asta este tabletă, în primul rând, că nu e telefon, că uite ce ecran am. 55 de inci, ecranul ăsta. Și de fapt, n-am nimic. Poți să vede, mă, aia la spate, bă, dă tableta aia încoace. Ce se referă, bă, dă tableta, dă tableta aia încoace. Nu ai voie cu tableta la școală, bă, imbecilule, generația TikTok, generația tabletă, ce sunteți voi? Generația pârț în cur, aia ești tu, generația pârț în cur. Asta ești, că dacă faci pârț, te caci pe tine. Hai, de-aia cu de moș. Bă, copii, ascultă bine la mine. Bă, tu ai fost la majoratul lui Ștefan cel Mare, bă. Bă, pe cine faci tu moșneag, bă, pune mâna. Ai dat de carnet cu cuza. Tu să nu stau pe tabletă. Că ia, uite-te, n-am nici măcar unde să scriu. Că a luat ăsta toată masa. Da, a luat toată, stai așa, mă, nici o problemă, că faci în loc. Ia de aici, Răzvane, ai pauză. Pune mâna pe masă acum, pui mâna cu tableta pe masă. Și dacă nu vreau?
meu! Pune mâna, pune mâna pe masă. Pus una pe masă. Ia să vedem, dragul meu. Mihai, ce jocuri e aici? Arată-mi și mie TikTok, să văd și eu să învăț, că dacă sunt bătrân, așa. Mobile Legend, Roblox, Fortnite. Bă, au, au, au! Dădeam la labă cu mâna asta, ce faci? Nu mai dai la labă cu nimica de acum, prietene. Oh, da, profesor, vă iau frumos, nu mai faci ce se ia de aici! Mă deancă, mă cac cu mâna asta, aaaah! Dacă n-am tabletă, n-am nimic, nu mai vreau. Nu mai pot să fac nimic, nu mai pot să ascult, nu mai pot să dau pe TikTok, nu mai pot să mă joc, nu mai pot să filmez, nu mai pot să fac live. Lumea asta e prea crudă. Mai bine mă duc cu ea. Trebuie repede pe live cu fără 7000 de coins, vă jur, nu vă mint. Facem exerciții pentru olimpiada. Am nevoie de cineva să se ofere voluntar. Wow, alege-mă pe mine. Gata. Haide. Alege-mă. Haide în față. M-am împiedicat. Bă, normal, bă, dacă n-ai stat cu ochii alipiți din tabletă non-stop, bă, poate ai vedea și tu pe unde mergi. Ridică-te în picioare, copilă. Lasă-mă în pace. Da, ia mâna de pe mine, n-ai voie să mă pui mâna pe copii, pentru că ești neserios. Au! Sunt gata, domn profesor, sunt gata. Au, păcaia! Domn profesor, cred că facem exerciții la tablă, astea nu sunt exerciții. Facem exerciții, stai liniștit, exerciții o să facem acum. Ce exerciții? Clasă. Clasă? O să calculăm câți litri de sânge. Bă, taci-mă, nu mai repeta după mine, ești bine? Bă, nu, eu sunt bine, tu nu ești bine, înțelegi chestia? Bă, nu, eu sunt bine, tu nu ești bine, înțelegi? Taci, bă, puțin, oprește-te. Îți mai dau o tabletă dacă te liniștești. Îți mai dau o tabletă dacă te liniștești. Mereu i-am spus, bă, că ăștia de la școală sunt răi și profesorii sunt niște criminali și sunt efectiv vor să te alunge de pe lumea asta. E un purgatoriu aici. Sunt la purgatoriu, nu la școală. Dați-mi drumul. Deliberați-mă, demonilor. Eliberați-mă. Nu e așa rău la școală, uite-te și tu câte distracții avem aici, ce frumos ne distrăm, uite să mai dau o tabletă dacă faci liniște. Nu mi-am mai văzut puța de 10 minute. iPad 15 Pro. iPad 15 Pro? E al tău, fii atent. E al meu. Gata, e lipit de tine. Yeeey! iPad 15 Pro, iPad 15. Da, Marcel nu o să creadă niciodată ce am făcut. Bun, clasă, acum o să calculăm câți litri de sânge îi ies din abdomen lui Mihai până când... moare. Băi, eu-s Mihai, cum adică? Da, asta e calculul, trebuie să vedem câți litri ți ies din... Ce calcul că eu-s Mihai? Trebuie să te înjunghem... Am nevoie de el. Fii atent, te înjunghem în burtă, te înjunghem în burtă de 1000 de ori și vedem câți litri de sânge ți ies. Și ce-mi pui în loc? Că iese, de ieșit iese. E ca cerealele. Iese pe cur, dar și de intrat intră pe gură. Trebuie să intre ca să iasă. Uitați de asta, generațiile viitoare... Ce intră, sunt curios. O să moară de foame. De exact am de asta generații de informații. Ba, copile, faci parte din generația tablete. Ești generația tablete. Trebuie să scăpăm de toți oamenii ăștia pe planeta. Cine ești și ce ai făcut cu profesorul? Bun, îi dăm drumul, calculați. Bun, acum următorul test. Câte gloanțe trebuie să-i trecem prin cap până când... Wow, cum adică următorul test? Da, vai, cum adică gloanțe? Cum adică să-i trecem? Bă, îți dau 10. Dacă stai și facem testul, îți dau 10. Cu ce mă ajută nota 10 dacă o să fiu mort? Păi da, mă, dar așa părinții tăi o să se bucure de tine, bă. Bă, se bucure de mine cum? Ai murit, că-s dar cel puțin ai avut nota 10. Asta e cel mai important, să ai 10. Păi nu se bucură nimeni pentru un 10 în lumea asta, mă. 10 este supraestimat, overestimated, solicitat. Bă, dacă taci, îți mai dau o tabletă. Da, tabletă. Pune-mi-o pe mână, pune-mi tableta pe mână. Pune, așa. Gata. Răzvane, ia uite cine-i frăstă, am 3 tablete, boule, te dădeai mare cu iPhone-ul tău din 2023, a 3 tablete, 2024. Cine-i cel mai cool din clasă, cine-i cel mai popular, cine-i cel mai cool din clasă, cine-i cel mai șmecher? Cel mai popular e de aici! Domn profesor, mă dați drumul, n-am mai dat-o la bă 20 de minute, adică bă, să fiu sincer, am mai trecut atâta. Numai Răzvan știe gata, prin ce fiule, trec. Gata, te-ai descurcat de minune, fiule. Bă, tu nu ești părintele meu! Ăsta e ultimul test, te sună mama ta. Alo? Îți spun la ureche, da? Bă, dar cum să mă sune mă pe tableta ta când eu am trei la mine? Vorbește cu ea. Mami, de ce faci așa? Dar eu nu înțeleg, vorbim codul Morse, știi că n-am învățat codul Morse, mami.
Vedeți, copii, ce se întâmplă în viață dacă n-aveți grijă de domn profesor. Uitați ce pedepse ajungeți să pățiți. Nu mai pot, domn profesor, mă doar mâine, nu pot să țin asta. Exact, nu poate, vedeți, nu poate să dea nici cu mătura din cauza că tabletele sunt lipite de mâinile lui. Am nevoie de tablete, tabletele sunt importante. De ce trebuie să dau cu mătura, domn profesor? Taci și mătură, copile, taci și mătură, dansează, dansează. Dansează, dansează. Shik, shak, shok. Shik, shak, shok. Shik, shak, shok. Dansează mai tare, bă, dansează mai tare. Shik, shak, shok. Așa, 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 dansează, dansează. A turbat, a turbat. E de la tabletele lipite pe mâna lui. Vedeți ce fac tabletele? Uitați-vă, îl vedeți? Nici măcar un scaun nu mai poate să ia în picioare. Taci! Asta se întâmplă dacă îți dorești în viață să stai numai pe tabletă. iPad Kid, uitați-vă, iPad Kid. Revolta! Uau, a luat scaunul în mână! Revolta! Pardeți tot mesele! Ascultă tableta! Culcat, 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 culcat! Ia uite, bă, ia de aici, mă, câte tablete îți dorești tu pe planeta asta, bă? O să le ai pe toate. Vă rog, nu mai vreau tablete, tabletele nu sunt diabolice. Nu, 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 asta ți-ai dorit, bă, asta ți-ai dorit, tablete, nu-i nicio problemă, stai liniștit. Nu, e vina lui Elon Musk, el m-a pus. Vă rog eu frumos, nu mai puneți tablete, că doare. Deci, mamă, mai terminat școală să învăț și sunt persecutat. Bă, e visul oricărui copil să aibă atâtea tablete, frate, gândește cât costă toate tabletele alea de pe tine. Ar trebui să fii bucuros. Ar trebui să fii bucuros că nu-ți bag una ție în fund și ți-o învârt și ți-o fac tirez. Ajutați-mă! Ajutați-mă! Nu mai văd tablete. Lumina soarelui este difuză. Ajutor! Numai futurașii arată altfel, culorile sunt altfel. Gama RGB! Ajutor! În sfârșit am scăpat de neghiobul ăla, bă, cu tabletele lui și... Bom, a venit șmecherul clasei, am râs, dar sunt șmecher, popular, sunt cel mai foarte... mamasita, păpușica, tu vrei să te înglindești în tabletele mele? Ești cam urâtă tu așa, dar nu-i problemă, că-ți schimb fața aici pe Photoshop, fac două click-uri, stai tu liniștită. Mamă, dar ce țuțoși avem aici. Și tu, ce zici tu? Ce-ai zis? Taci! Nu știu, mă, ce vorbește ea cu mine, știi cine sunt? Știi cine-i tata? De unde crezi că am toate tabletele astea? Zi, mă, știi cine-i tata? Zi, mă, tu știi cine-i tata? Eu, uite că tot, așa credeam și eu. Generația tabletă in the house! Best generazione ever! Rizzler, am Rizzler, eu nu mă poate opri absolut nimeni, nimic pe lumea asta nu mă mai oprește. Nu, trebuie să-mi dăm foc, că nu mai ai ce căuta pe planeta asta, bă! Arde, arde, s-ardă da școala! Da foc la toată școala, da că nu pot școala! Ard, Marcele, arde tot! Arde dulapul cu jucării! Tabletele, ia-le pe toate. La tablă, la tablă, acum, ridică-te și treci la tablă. Dar, tabletele, dar... La tablă am zis! Rezolvă ecuația asta cu... Zero necunoscute, frate. Dar dumneavoastră nu erați profesor de istorie? Facem istoria domnului Aristotel Leclerc, care a inventat matematica. N-a inventat eclerele? Cine-i profesorul aici? Trebuie... Cine-i profesor? A, cred că era Aristotel. Ok, scuze. Ia asta mână. A, dar ce e asta? 5 la 2 plus 4. Pff, cel mai ușor pentru Rizzler. KBD Ohio. 69. Rizzler! Oh, yes. Ești atât de skibidi, ești atât de fenomtex. Vreau să fiu Ohio-ul tău. Yeah. Nu mai pot. Bă, nu mai pot, bă, cu voi. Uite ce ai făcut. Mă sună, Doamne, iară. Alo, da? Da, doamne, îmi pare rău, doamne. Nu, doamne, n-am vrut. Da, doamne, pare rău. Bă, dar cum adică? Ce-am făcut greșit? Eu chiar cred că e atâta. Bine, acum... Nu, e foarte prost, da, aveți dreptate, doamne. Ai! Așa, ok, bun. Gata, totul este pregătit. Bă,
wow, domn profesor, domn profesor! Perfect, te-ai sculat la timp. Ce mai faci? Ești bine? Spune, cum te simți? E o neînțelegere, noi nicio neînțelegere. E de la tabletele alea tale. Bă, eu te-am rugat de 100 de ori. Tu crezi că eu vreau să fac asta? Uite-te aici. Tu crezi că eu vreau să fac chestia asta? Tu crezi că mie mi-e bine? Eu ți-am spus regula numărul 1, nu vorbești niciodată neîntrebat decât eu și Dumnezeu. M-a sunat și mi-a spus. No, Doamne! Acum trebuie să te jertfesc, să te sacrific, pur și simplu să te dau jertfă lui Doamne Iisuse. No, vă rog frumos, n-am fost eu, deci nu, eu nu am avut nici de a face cu... O vezi? Da, e fața care m-a... Asta se întâmplă din cauza ta, pentru că tu ai interacționat cu ea. Asta se întâmplă la... O să pățească toți oamenii cu care ai vorbit. Vă jur că nu mai vorbesc cu nimeni în afară de toți. Că sunt râs la râs. Nici acum nu poți să te oprești, a? Nici acum nu poți, a? Vă jur că nu mai fac niciodată, nu mai zic niciodată nimica de râs la râs. Sau de Ohio. Sau de... Toilet. Deci nimic, nici Phantom Text. Nu mai vorbesc de nimic, nici de Skibidi Phantom Text. Nici de Ohio Reza. No! Stai! Așteaptă! Bun, tot ce mai trebuie să facem este să purificăm pe tine acum. No, domn profesor, trebuie să existe o cale de mijloc. No, vă rog. Ce bun e. Ia să vedem ce e la televizor astăzi. Luăm telecomanda. Da. Bună ziua, sunt Jenny de la știrile de astăzi. Puteți observa astăzi în această școală numărul 5, infamosul Marcel Cercel Tupeu Pateu a omorât, mutilat, distrus o întreagă clasă de copii. Tu uitați-vă la ei cum sunt crucificați aici în spatele meu. Uite ce bine arăt. Da, crucificați, prinși de pereți, pe jos. După cum puteți observa, sunt foarte mulți pe jos, sunt foarte mulți mutilați, nu știm cum au ajuns. Capete, oameni în săbi, nu știm exact cum s-a ajuns la așa ceva, însă nu putem ști niciodată unde se ascunde de fapt acest tupeist Marcel Cercel, Pateu Tupeu. Nu știm exact. Da, după cum puteți observa, poliția își face treaba în continuare în spate. Ceva aici, mai lăsat ceva asta, cred că e o bombă! Oare ce va fi? Evacuați zona! Ce va fi? Evacuați zona! Astăzi, la orele 5, este prevenit!